Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a găsit o metodă pentru a evita abuzurile sau fraudele asociate accesării serviciilor cu valoare adăugată în cazul SMS-urilor. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a adoptat codul de conduită care reglementează modalitatea de utilizare a numerelor naționale scurte, interne și a codurilor scurte, SMS sau MMS, folosite pentru jocuri, concursuri și diverse servicii oferite prin intermediul telefoanelor mobile. Prin apelarea și transmiterea de SMS-uri către un număr scurt format din 3 sau 5 cifre sau prin răspunsul la un SMS primit de la un astfel de număr, utilizatorii solicită sau se abonează la servicii de conținut pentru care, în general, sunt taxați suplimentar. În plus, sunt situații când utilizatorii se abonează la astfel de servicii prin transmiterea unui singur SMS către un număr scurt, fiind taxați ulterior în mod recurent. Codul de conduită adoptat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a fost elaborat în cadrul unui proces de colaborare și consultare cu reprezentanții industriei telecom și detaliază informațiile pe care furnizorii de servicii de telefonie au obligat să le pună la dispoziția utilizatorilor cu privire la caracteristicile și tarifele aplicate pentru serviciile oferite prin intermediul numerelor naționale scurte interne, astfel încât utilizatorii să dețină informațiile de care au nevoie la accesarea acestor servicii pentru a evita taxarea nedorită. Decizia va fi transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României și va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării, cu excepția prevederilor din cod care necesită un interval mai mare pentru a fi implementate de furnizori.